Salut, Lemnarul aici, ca de obicei, bine ați venit la un nou episod din Minecraft. De data asta am rezolvat o problemă mare, și anume sunetul. De data asta să avem sunet pe video, gen sunetul de la Minecraft. Auziți? Muzica de pe spate. Bun, haideți să vă arăt ce am făcut aici, ce hidoșenie am făcut eu aici. Uitați-vă. M-am gândit că asta o să arate bine. Dacă îi punem sticlă de jur împrejur. Și asta o să fie forma, gen căsuței. Arată ca o... nu știu. Ca ceva. Bun, și eu între timp am luat foarte mult lemn și am luat și foarte mult sand. Am aici sand la făcut ca să facă sticlă. Și acum aș avea, totuși, parcă muzica este prea tare. Hai să intrăm aici, să dăm muzica mai încet la 8%. Bun. O să am nevoie, hai să mai fac două furnale, că sigur am nevoie. Și mai am nevoie de coal, că nu mai am. Cum se făcea două deodată, mă rog. Sigur există o metodă. Că trebuie să se înduse să se facă mult mai repede de atâta. Că aici ne ia 50 de ani. Mamă, nu avem suficient coal. Nici problema să mergem să minăm. Momentan punem aici jumate, aici jumate. Luăm două dase de nisip. Și vreau să vă arăt ceva. Stați să-mi iau și scutul, că s-ar putea să avem nevoie. Bun. Deci nu, acum ne-ar trebui niște... tocmai ce vine noaptea, am început bine episodul ăsta. Da. Ideea e că ne-ar trebui niște culoare albă și florile astea și florile alea nu ne dau culoare albă, ne dau culoarea asta light grey. Pentru că aș vrea să fac o sticlă albă, chestia aia, să o cojur de jur împrejur. Și asta înseamnă că albul obținem din bone meal. Apropo de bone meal, am nevoie de niște bone meal pentru plantele mele de aici. Pentru că ce o să facem noi astăzi, pe lângă că vreau să vă arăt ceva foarte mișto, o să creștem și iarba asta ca să chemăm animalele la noi, adică văcuțele și ce mai avem nevoie. Momentan doar văcuțele. Hai. Perfect. Și a spus că crescă cea frumos. Putem să ne culcăm cu scutul în mână și cu armura pe noi, că așa e Minecraft-ul. Bun, să vedem ce avem. Ce lăsăm în ce? Lăsăm astea că momentan nu avem nevoie. Vreau să mai iau eu un topor, că știu că o să am nevoie. Și așa. Și vreau să vă arăt ce am găsit eu când am fost să iau nisip. Să vedem dacă mi-amintesc pe unde era, că deja e următoarea zi când filmez. Am zis că vreau să mă urc pe dealul ăsta și aici am văzut toate animalele astea ca să caut nisip și am găsit o plajă superbă. Acum numai, mai e jumătate din plajă, ca să știți. De acolo o să ne luăm nisipul momentan, cât avem nevoie. A, da, am găsit și de oblicii ăștia, s-o parcă vi-am arătat în ultimul episod, nici nu știu. Albină! Prima mea albină pe care o văd în Minecraft. Hei! Ce faci aici? A, cred că vrea să ajungă la florile astea și nu putea. Cu plăcere! Ce înseamnă că e un stup aici pe undeva. Trebuie să fac un research pe net să văd cum merg stupurile astea, că aș vrea să le păstrăm. Totuși, știu că sunt foarte bune. Da, deja ne-am rătăcit. Hai să vedem dacă e pe aici. Uite, mai multe oițe. Trebuie să luăm și pe astea acasă și porci sau nu. Da, uite și porci. Deci avem de toate aici. Păi nu cred că pe aici era zona care unde vreau să ajung. Uite acolo și gurchinul nostru mult. Hai totuși să vedem ce e în coa astăzi. Cred că o să explorăm. Sau o să facem fermele de animale. Momentan mergem în coa. Aici am fost eu. Nu seamănă. Nu seamănă deloc. Aoleu, ce de mici mi-am luat. Nu sunt prea bun la parcur, gen n-am fost niciodată bun la parcur. Uite aici mai mult coal. Eu zic să luăm că toți suntem aici pentru că avem nevoie pentru nisipul ăla mult și în general ai nevoie de coal. Wow, două bucăți superb. Superb, ce pot să zic. Bun, hai să vedem. Mergem în coa. Opa, ce e aici? Un ravin. Un ravin. O peșterică mică, mică, așa mică. Hai să luăm și sugarcane-ul ăsta. Da, nu era încă, nu era în zona asta. Trebuie cumva să ne întoarcem să ne pierdem. Oricum mai știm coordonatele cât de cât era. 381 cu 550, dacă nu mă înșel, acolo era spawnerul. Și nu, încă nu mi-am notat, doar am ținut minte. E ceva. Ce avem noi aici? Aici începe o pădure de asta normală, frumos, frumos, că tot căutam eu lemn de asta. Dar momentan ne descurcăm bine cu lemnul, că l-avem pe la șmecherul. Hai să luăm pe aici frumos, pe rău. Wow! Uitați-vă la copacul ăsta și la lacul ăsta. Foarte mișto. Foarte mișto sunt puse. Ia să vedem. Bineînțeles că nu pot să fac nici măcar sritura aia simplu, nici măcar pe aia simplu. Mergem pe aici pe rău, că rău sigur dă într-un ocean și dacă mi-am uitesc că bine era, locul încă un ocean de unde am luat eu nisipul. Și mai mulți dovleci sau sunt alții? Adică sunt alții, nu? Da.
Bun, uite, măgăruș, oițe, porci. E mișto că avem toate animalele aici și putem să-i creștem pe toți. O să cresc la un moment dat și cai, ca să găsesc acel cal la viteză maximă și cu sărit înalt. Știți voi, hei, am ajuns acasă cum e posibil. Bun, hai să luăm în altă direcție. Deci, acolo e casa. Și da, încolo am luat-o, pe aici le-am întors, deci ar trebui să fie încolo, cred eu. Locul de nisip, îmi pare rău că vă pierd timpul atâta. Oh, oh! Ei, bună, ouăle! Fiți atenți, deci eu am 3 ouă, 4. Wow, ce răscă de acolo. Bun, am 4 ouă. Dacă din vreunul dintre ouă iese măcar o găinușă, voi trebuie să dați like acestui video. Hai să vedem. Și... n-a ieșit niciunul, deci trebuie să dați subscribe, nu like. Glumesc, lăsați un like dacă vă place această serie ca să continuăm să facem șmecherăm. Să ne construim aici un castel, bine, nu castel, că nu știu să construiesc, o să fac ferme automate și alte nebunii de-astea. Ia nisipul ăsta, dar nu cred că e ăsta. Era pe insulică, de fapt aia s-ar putea să fie insula. Ia, hai să vedem. Mergem pe aici, ne uităm. Uite că nisip era și pe aici, trebuia aici să vin. Și aici e oceanul. Nu, nu pare fi pe aici. Deci nu pot să cred, deci era un loc super mișto și vreau să vi-l arăt. Găsisem ceva unic. La fel, nu mai văzusem în Minecraft. Nu mai m-am jucat de ceva timp și vreau neapărat să vi-l arăt. Bro, știți, stase! Și pe astea, o să facem ferme și cu ele. Mi se pare că îți dau niște chestii șmechile dacă le prânești. Mamă, nu e nimic aici, e doar ocean. Uite aici, puteam să refacem casa. Vede ce frumos e. Wow, oricum e bun și locul nostru. Mă uitam că poate găsim un templu de apă, dar nu. Mai bine mai luăm mai multă mâncare, dar nici măcar nu avem acasă, trebuie neapărat să facem fermă de animale. Mai mă plimb puțin pe aici și dacă nu găsim în 2 minute, mergem acasă și începem să facem fermă de animale, că nu merge așa. Bun, ia să vedem. Cât de mare să fie zona? Știu că n-am mers mult. Wow, ce mare era acolo. Mi-e frică. Mi era frică să mă apropii. Mie oricum mi-e frică de înălțime în viața reală, deci vă dați seama. Bun. Unde ești tu mai? De unde am luat tine? Uite, acolo e sugarcane. O aici mai multe oițe. Găini, porci, mamă, câte animale. Nu mai, hai să mergem acasă. Nu găsesc locul de unde am luat tine nisip. Era o corabie abandonată. Ei, o găină a făcut un... Oh, hai să vedem. Acum. Apăsați butonul de like dacă e găinușă. Hai! Găinușă! Deci știți ce aveți de făcut. Hai să mergem... Unde era casa acum? Cred că încolo, nu? Ar avea sens. Puțin mai pe tine, vreau așa. Deci știu că am văzut... Deci știu că stăteam acasă și m-am uitat așa gen... Mi se apropie un deșert undeva. Și am zis ok, hai că merg acolo. Dar gen se vede de la casa mea și acum nu am mai văzut locul ăla de la casa mea. Interesant. Uite acolo. Wow, ce mișto e aici. Deci aici avem porci. Azi suntem pe partea cealaltă, cum ar veni. Foarte tare. Bun, încă nou. L-ați apăsat deja o dată, e de ajuns. Stați liniștiți. Bun. Hai să mergem, deja a trecut aproape jumate din acest episod. Și noi doar am explorat puțin. Hai acasă să facem niște ferme. Bun, să vedem dacă mai amintesc eu. Aș avea nevoie așa, de... Ah, ăsta s-a oprit că nu mai are cobor. Uite, mai adaug toți de aici. Am nevoie de multe... Și de multe... Bețe. Cum se face, e întrebarea mea, un gard. Mai am nevoie de ceva. Păi deci chiar nu știu cum se face un gard. Deci știu că era o rețetă destul de simplă, dar știu că au schimbat-o ăștia în același timp. Făceai așa, așa și așa. Ei, așa e. Păi și aici ce nu-l arată? Adică nu-l arată. Bun, ăsta. Stai, shift, click. Hai, schimbă-te, Maru. Shift, click, așa îmi face cât am nevoie. Bun.
Perfect. Unde să facem noi momentan ferma asta, micuț? Hai să facem aici. Cred că ar fi mișto să le facem automate. Dar momentan eu vreau doar să strâng animăluțele aici, să le am. Un iesule. Și una, două, trei, nici nu contează. Le facem cât de cât simetrice. Bun, unde să fie poarta? Vreau să fie poarta încolo, deci e ok. Putem să închidem aici. Punem în continuare câteva. Bam, 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 bam. Pa, pa. N-am vrut să ias așa, dar din păcate mi-a fugit cursorul. Hai. Și pe asta o să facem. Și bun, deci avem așa, vaci, găini, porci. Bine, porcii nu vreau să-i folosim, dar sunt buni și aia. Și ce ne mai trebuie? Oi. Nu mai am loc de oi. Bine, nu mai luăm porci, o să luăm doar oi. Și spargem noi aici, aici. Și aici. Și hai să vedem cum facem noi porți. Că știu că astea poate erau mai greu de făcut sau ceva. Erau fix invers, dacă mi-am gândit că bine e. Erau cumva așa? Da. Mamă, ce bine mi-am amintit. Mai am nevoie, mai am nevoie. Mai am nevoie de încă una. Bang! Și modăria dispare. Bun, pa-pa. Oile sunt atrase cu... cum îi zice, cu asta cu wheat. Găinile cu semințe și, formă, vacile tot cu wheat. Ne avem nevoie de multe vaci și va trebui să le și mulțim. Deci am și semințe și de-astea. Bun. Întrebarea aia mea e... de fapt, n-ar vrea să le țin pe ambele mână, că dacă le țineam pe ambele mână, veneau ambele și... formă, nu puteam să le bag în două de-astea separate. Hai, făcuță! Mai aveți pe cineva pe aici, vreun prieten? Hai, sunteți bune și voi două. Din două o să facem o cireadă. Cireadă întreagă. Hai, făcuță! Hai, mișcați-vă fundul la gras. Mișcă. Mișcă, bun. Hai. O să vă cheme Florica și Titică. Să sperăm că e un bou. Azi poate mulți. Hai. Hai. Aici. Vedeți? Băi, aveți loc? Nu vă împingeți, sperând încet. Hai. Așa frumoaselor. Bravo. Și stați acolo cu minte. Momentan, de fapt, hai să vă hrănesc. Am destul lui. Mergem rapid să dormim înainte să... mergem să luăm și găinul și să vedem pe unde sunt, că nu mai știu unde erau. Dar cred că tot în zona aia. Ce e? Aia e o vacă. Bun. Avem și căluți acolo. Nu știu dacă să luăm încă căluți, că nu avem saddle pentru ei, dar am putea să-i luăm, să-i creștem, să-i avem aici. În cel mai rău caz, îi folosim pentru piele. Știu că e nasol să omorâm căluți. Uite aici un porcușor. Parcă porcușorii acum vin doar cu piele. Dacă mi-am dezmine, cu morcov. Dar, nu? Că-s porcușori pe aici. Am pus și găinușele unde erau, că era plin de găinuși. Uite, una e aici, dar mai vreau. Hei! Pui! Poate asta mi-a lăsat deja un nou. Pui! Uite că le-ai acolo. Trebuie să merg cu ele prin apă. Nu-mi place să merg cu ele prin apă. E o vară. Bun, hai să vedem, hai să luăm pasta, micuță, unde ești? Pui. Uite aici. Hai, fii cu mine. Uite, mai e una, perfect, avem două. Ne putem înmulți pe astea momentan. Trebuie neapărat să măresc ferma de weed. Că fără weed nu pot să fac nimic. Poate încă două bucăți aici, să le iau și pe astea. Sau să mă chinui cu alea două, cred că mă chinui totuși cu alea două. Hai, ușor. O să facem și ferme automate. Nu cred că în episodul următor și nici în episodul ăsta, dar vreau să fac ferme automate la animăluțe. Dar ne trebuie niște redstone, ne trebuie niște iron, deci cred că mai mergem o dată la minat și după o să începem să ne apucăm să facem chestii. Așa, stați aici, deci voi înmulțiți-vă. Hai, perfect. Bun, hai să plantăm și astea, da. Și după cum ziceam, după o să reușim să facem și noi ceva automat. Bun.
ce-mi trebuia? Asta-mi trebuia. Continuăm aici ferma puțin. Hai. Pac, pac, pac. Bun, ajunge, ajunge. Hai să punem ce nu avem nevoie la loc, nu avem nevoie de astea. Și ce vreau eu acum să fac? Pentru episodul următor o să pregătesc eu niște pixel-uri, niște ceva, că mergem să minăm neapărat. Uite acolo încă o văcuță. Hai să luăm și doi căluți, eu zic. Să ne luăm iarba și să mai luăm și doi căluți aici, să-i avem. Sau cu sugar cane. Nu mai știu cu care merge, dar am luat una din fiecare și o să ne ajungă. Wow, și cu căluții ăștia cum trec eu apa asta? Cam nasol. Dar încercăm, vedem cum merge. Hai, înnoată. Mergi mai repede. Dabă aștept să am enchanting-uri și să iau drept Deep Rider, parcă se numește, nu? Ala de mergi rapid pe zbapă. Bun, căluți, bine ați venit. Sper să nu fie cu morcovi la ei, sper să fie cu weed. Nu, nu-i cu weed, cu sugar cane. Nu. Cu zahărel? Aha. Aha, zahărel? Ia tu zahărel. Deci nu, nu putem să-i atragem așa, ne-ar mai trebui o lesă. Dacă să facem lesă, din câte mi-amintesc, avem nevoie de slime. Și slime-ul nu-l găsim chiar așa de ușor. Bun, deci ne-a picat ideea de fermă. Hei, dăm ink-ul tău. Mersi. Cu ink am putea să facem culoare neagră și să folosim, dar nu știu dacă e bun să folosim la sfârșitul aia, că formă să fie prea închisă. Cred că o să folosim totuși alb. Cea mai bună idee. Bun, văd că ăsta a crescut foarte mult. Nu o să avem probleme cu sugar cane așa curând. O să fac fermă automată și la sugar cane, la tot. La bazis ne trebuie redstone. Hai. Și cred că o să le fac în subsol. Și acolo o să am și aia de zombie, spawnul de zombie. Așa. Bun, hai să punem aici. Cărnițe ne-ar mai trebui. Uite, mai avem aici puțină pâine. Dar nu știu de unde să facem rost de mâncare momentan. Să omorâm facile alea. Cred că altă soluție nu avem. Haideți să le omorâm, că și așa o să avem nevoie de leather. Le omorâm, acum luăm niște mâncare și ne pregătim să mergem la minat în episodul următor. Mori. Mori. Mori, bă. Iată, nu pot să prind o bag. Mori. Bun, am prins. Bun, încă o. Stai să luăm și levelul de la ea. Ne-a dat, ne-a dat. Noi deja avem două vaci, nu avem nevoie de mai multe. Și că mor găinușă. Hai să vedem ce animale mai găsim noi pe aici să omorâm. Avea sale noastre, nu putem să le omorâm nici pe alea. Bun. În direcția asta ce? Ah, aici era. Aici vreau eu să vă duc. Deci am încercat toate punctele mai puțin asta. Uitați ce am găsit aici. O corabie de asta. Unde ești tu acum? Ați auzit un sunet? Interesant. N-am deschis chestul până acum. Mamă și cât fier. Perfect. Oricum avem nevoie de foarte mult. Hai să luăm și chestul ăsta că e bun. Și nu cumva există un chest și în partea asta la altă pe undeva? Eu chiar nu știu. Eu v-am zis, e prima barcă pe care o văd. Dar cred că trebuie să existe, nu? Dacă nu, nasol că nu există. Aici, pe jos, pe undeva? Uite pe aici. Hai, ce avem, o comoară? Hai, 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 hai. Trebuie să termin oxigenul, ia. Nu l-am prins. Avem o comoară. Hai să vedem unde ar putea fi. Bun, deci undeva încolo, pe plajă dincolo. Mergem, luăm comoara și încheiem și acest episod. Hai că se poate, wow. Sunt foarte curios ce e acolo. E prima mea comoară de pe Minecraft descoperită și da, zic multe chestii că sunt primele, dar chiar sunt primele. Opa, cred că am trecut de ea. Uite, X indică locul, deci pe undeva pe aici. Bine că am luat și o lopată cu mine. Pe aici, pe undeva e. Mamă, dacă găsim diamante, cum ar fi să găsim primele noastre diamante așa, nu în peșteră? Foarte tare, hai.
Unde sunt torțele mele? Și încă merge șmecheria asta, mă bucur. A, și cu ocazia asta facem rost și de nisip. Unde putea fi? Deci nu mi-o seama unde putea fi. Hai să mai încercăm să mai căutăm pe aici. Am lungit cam mult episodul, dar trebuie să găsim, nu? E posibil să fie și zuba asta? Sper că nu. Haide, te rog, să găsim, să găsim, să găsim. Dacă parcă m-am depărtat, parcă ar fi mai mult mai încoa. Nu vreau nici să dau de apă. Am dat de apă. Unde ar putea, mă? Aaa, am uitat că acum nu se mai oprește apă așa. Nici așa. Fuck. Am făcut prostie. Hai să luăm un sensul de ăsta. Bun, atunci este cam târziu, noi trebuie să încheiem episodul aici, dar în următoarea o să mergem la minat și o să găsim și comoara ascunsă. Nu uita să dai un like până atunci și subscribe, eu sunt Lemnar și v-am pupat!